Calea Victoriei a redevenit pietonală din acest weekend, astfel fiecare weekend de acum și până în octombrie bucureșterii și turiștii se pot plimba liniștiți pe Calea Victoriei fără să fie deranjați de mașini. Evenimentul Străzi Deschise vine la pachet și cu o serie de surprize, spectacole și expoziții inedite. O să fim pe Calea Victoriei și începând de săptămâna viitoare și în cartiere în fiecare weekend până în octombrie. În acest weekend avem spectacole pentru copii, opera comică, circul, alte trupe independente pentru copii. Avem concerte după amiaza. Calea Victoriei a redevenit pietonală în acest weekend. Inițial, Primăria Capitalei a anunțat că proiectul Străzi Deschise va începe pe data de 27 aprilie. Însă vremea frumoasă, dar și multiplele cereri au schimbat data. Săptămâna viitoare vom fi și în sectorul 1, săptămâna cealaltă vom fi în sectorul 2. Anul trecut am avut 1 milion de bucureșteni care au participat la Străzi Deschise în total. Îi așteptăm pe toți bucureștenii, începând de azi, să ne simțim bine, să discutăm unii cu alții, să mai ieșim din casă. Orașul este pentru oameni, nu este un loc în care să ne urcăm o mașină, să mergem de acasă până la serviciu. Astfel, sâmbătă și duminică, trecătorii vor fi încântați cu spectacole de teatru, jonglerii, toboșari, dar și de expoziții inedite. Totodată, în sfârșiturile de săptămână în care se desfășoară evenimentul Străzi Deschise București, promenadă urbană, traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopții până dimineața, sâmbătă spre duminică, începând de la ora 23 până la ora 9.